Uh, așa, are cineva ceva exerciții? Așa mai eu două exerciții. Te rog. Dar sunt de la toată profesor, în regulă. Da, sigur că e în regulă câte vreme sunt din lecțiile care ne interesează. Da, da, da. da sigur că da. Ok. Uh, se vede și nu? Da. Uh, eu am, am, făcut aceste două exerciții. Uh -huh cu șase vânători care treacă într-o vulpe și probabilitatea să o ucidă e de 1 pe 3 și este probabilitatea ca vulpea să fie ucisă. Da. Deci am considerat ai probabilitatea ca vânătorul să nimească vulpea, adică să o ucidă și am considerat BI evenimentul contrar să nu o nimerească. Da. Sau să nu ucidă. Și probabilitatea ca vulpea să fie nimerită ar fi probabilitatea ca cel puțin un vânător să nimerească vulpea. Da. Să o ucidă. Și am făcut cu uh, am făcut 1 minus contra uh, contrarul uh, uh, intersecției și dacă... Reuniuni. și dacă a fi niciun vânător nu, uh, niciun vânător nu nimește vulpea, dar uh, coincide cu probabilitatea ca uh, uh, toți vânătorii nu nimeresc vulpea, adică uh, intersecția... Între ei egal cu 1 din BI. Adică eventul contrar, Și fiind uh, eveniment, uh, in, fiind de, evenimente uh, independente, a venit, uh, BI a venit 2, okay? 2, 2, da. 2 pe 3 la 6 Că e 2 pe 3 ori 2 pe 3 de 6 ori. Și probabilitatea acelută este 1 minus 2 pe 3 la 6 Ok. Uh, iar problema 11 sunt N plicuri și cu N diferite. Și se ce, uh, și fiecare plic este fiecare uh, uh fiecare este într în înscrisori și se cere prioritatea ca cel puțin o scrisoare să mească plicul cu adresa corespunzătoare. Și această problemă se face cu formula lui Poincaré. Pentru că la fel este intersecția dintre, uh, dintre toate, uh, dintre toate uh, evenimentele. Și am scris formula și am, păi, stai, 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 un pic. Deci evenimentul AI este scrisoarea AI, nimerește în plicul corect. Dar ce da. ți-a și... ți zis ca cel puțin una nu asta cerea? Probabilitatea că cel puțin una să nimerească în plicul cu adresa da, Așa. Corect. Am considerat că ar fi de uh, dintre toate, cel puțin una. păi, re... păi stai, uh... Păi nu, că reuniunea dintre toate înseamnă stai așa. Sunt, nu sunt toate, adică toate plicurile nimeresc. Mm. Bine, acum sincer. Nu, cred că ar fi intersecția între toate ca toate plicurile să fie în, în, în scrisoarea corectă. Uh, deci, încă o dată, evenimentul AI este scrisoarea merește în plicul corect. Ah, ok, am înțeles, da, și reuniunea e pe postul lui sau. Și atunci, da, da. Acum, sincer, te-ai complicat un pic pentru că puteai să faci mult mai ușor cu evenimentul complementar. De fiecare dată când ai un cel puțin sau un cel mult, când te gândești, de exemplu, aici evenimentul complementar, care ar fi? Probabilitatea ca niciun, nici o scrisoare să nu nimenească în plicul corect. Știi? M-am gândit și la această idee, dar am, abandonat la un moment dat. Mi-a 1 minus N minus 1 super N totul la N dar nu știu dacă era chiar o soluție corectă. Păi, de ce nu? Adică câtă vreme este ceva între 0 și 1 și aceste n și m nu se știu, deci înseamnă că poate să ne rămână rezultatul în funcție de ele, de ce nu? Da, în fine, continuă cu ideea ta, scuze-mă. Și apoi am atât un caz general uh, uh, Intersecția dintre uh, L plicuri, adică poartatea ca uh, L plicuri să o în uh, scoarea corectă și a veni, cazul e posibil, a veni n-factorial, adică uh, pe mutare tuturor plicurilor și dacă avem l-plicuri, uh, um, sunt puse în scoarea corectă, rămâne n-minus l, care uh, pot fi puse în celelalte scrisuri și de aici avem n-minus l-factorial n-factorial. Ok, da, dacă îl nimeresc corect. A, ah, și le mai permus pe celelalte. Am înțeles. Da, da, da. Da, am da. înțeles. Da, și asta ți-a trebuit în uh, formula... A, asta e pentru formula generală. Am înțeles și după aia am locuit la fiecare dintre astea. Da, și ăla acolo, ok. Uh, și cât de asta? Uh, după ce se înlocuiesc toate, dă 1 minus 1 pe 2 factori. da, 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 și 1 -1 e e la la N, mai. Poftim. Uh. Nu am înțeles. Am zis, el nu cred nu mai, nu cred că e așa. Păi are cum să fie așa, pentru că probabilitatea trebuie să fie ceva între 0 și 1. Da, da. 1 minus uh. Nu, nu, e mai simplu decât atât, că tu, de fapt, ai seria pentru exponențială, numai că la tine este o serie alternantă, deci un termen cu plus și unul cu minus. Asta înseamnă că în, în uh, uh, exponențială s-a înlocuit x cu minus x, deci este unul Ai înțeles, George? Uh, uh, da, da, e. Yeah. Ce-am zis?

Se consideră trei urne și fiecare conține un număr de bile albe și de bile negre. Din fiecare urnă se extrag cu repunere câte cinci bile. Și ne întreabă care e probabilitatea ca din două urne să obținem câte două bile albe și trei negre, iar din a treia urnă, urnă să obținem altă combinație. Da. Și eu m-am gândit prima oară să mă folosesc de schema lui Bernoulli și să calculez pentru fiecare urnă probabilitatea ca două bile albe să fie extrase din cele cinci cu repropunere okay. uh, și am calculat pentru urna 1 pe 1 de A și asta înseamnă că cealaltă combinație ar fi 1 minus pe 1 de A, uh -huh. cred, așa, uh, am calculat pentru toate urnele acest lucru și apoi m-am folosit de uh, schema lui Poisson și m-am gândit așa, că pentru fiecare urmă sunt două posibilități, să fie 2a și 3n, adică albe și negre, și altceva. Și cum cerința era să se întâmple de două ori chestia asta, probabilitatea totală va fi coeficientul lui x la a doua. Coeficientul lui x la a doua, stai, de, de ce x la a doua? N-am înțeles exact. mă gândeam că noi vrem ca... Um, stați un pic... Din două urne să obținem câte două bile albe ah, și Ah, am înțeles, da. Deci, practic, sunt două evenimente care ne interesează și cel de-al treilea nu. De aceea e coeficientul lui X pătrat. Da. Uh, da. Da, e ok. E ok, sigur. E ok. Alternativa ar fi fost să iei, efectiv, uh, cazurile de în calcul. Adică, situația, ce se întâmplă în prima ornă, ce se întâmplă în a doua, ce se întâmplă în a treia, le mulțești și la sfârșit le aduni. Dar asta ți-ar fi dat exact parantezele pe care le-ai obținut tu, doar că ți-ar fi dat gata desfăcute, cum ar veni. Înțelegi? Ah, ok. Da. da. Atât? Da, atâta. Bine, în regulă. Mulțumim. Da. Altcineva? Alexandra? Și eu -aș, uh, aș vrea să prezint... -o. Te rog. Um, exercițiul 1 uh, care ne spune că avem 50 de procesoare, 47 de bune, 3 defecte. Se aleg 10 simultan. Ne întreabă care e probabilitatea ca să fie m -m, două defecte. Uh, și m-am gândit ca să aflu probabilitatea, am folosit de schema geometrică m -m, fără repunere. Uh, în acest caz avem trei bile defecte, pe care le-am notat cu A. Um, 3 două, nu? Stai. Care? A, nu, 3 de la început, scuză-mă. Da. da, nu. da. da okay. nu, nu, nu sunt cele extrase, sunt cele de la început. Scuză-mă. Da, continuă. Um, 47 bune bile negre pe care le-am notat cu B. Ok. Apoi numărul de extragere este uh, 10N uh, iar noi vrem să aflăm probabilitatea ca a doua să fie defecte, deci capa 2. Uh -huh. Și am înlocuit în formulă. De acord. De acord. Asta, între toate, mă rog, trebuie explicat de ce folosim schema geometrică. Motivul este că putem identifica parametrii pe care i-a acolo A, B, K și N și mai mult decât atât că se aleg dintr-o dată 10 uh, procesoare în cazul de față sau 10 bile. Deci uh, asta ar fi... Da. Ok. Bine. Atât? Da. Bine. Mulțumim. Altcineva? Ai, nu, nimerești orice, orice nu, orice nu m-a atins, nu. Așa. Bine, în regulă. Haideți să trecem la variabile aleatoare. Cazul discret mai întâi și cazul continuu probabil după pauză. Uh, pentru că, repet, aceste variabile aleatoare nu sunt altceva decât schemele de probabilitate pe care le-ați prezentat, voi este doar o altă un alt mod de scriere, un alt mod de organizare și lor li se asociază diverse variabile și așa mai departe. George și Andreea, lăsați mă jos, vă rog, ca să știu în cazul în care o să mai aveți ceva de zis să, să, vă văd, că ați rămas, cred că, de când ați prezentat. Deci discutăm despre variabile aleatoare, seminar 9 de mate 3, grupa este 314 CC și discutăm despre variabile aleatoare. Deocamdată cazul discret. Se aude, se vede bine că cu colegii voștri v-am zis, am avut probleme. Se vede destul de fluid, așa? E ok, ok. Da, bine, înseamnă că a fost o problemă la ei care s-a rezolvat. Deci, George și Andreea, vă rog, lăsați mă înțeles jos. Ok. Deci, o variabilă aleatoare discretă, am văzut data trecută că avem uh, spații de probabilitate alcătuite din omega, care este o mulțime de evenimente, omega i cu i aparțin lui i, și mai avem niște probabilități pe i care se asociază asociate uh, evenimentelor uh, omega i. Mai puțin, cred că colegii voștri zic ceva. La mine apare mâna lăsată jos. Ok, atunci gata. Nu mai da mie refresh. Scuze. Mulțumesc. Ok, gata, Andreea, e în regulă, nu, nu, cred că nu am făcut refresh, gata, mă scuzați. Uh, așa, deci uh, avem probabilitățile pe i asociate evenimentelor omega i. Cazul discret înseamnă că astea sunt uh, separate, așa, deci între evenimentul omega 1, de exemplu, și evenimentul omega 2 nu avem nimic. Și vă spuneam data trecută că dacă reprezentăm aceste informații tabelar sau uh, sub forma unei matrice, deci omega 1, omega 2, omega 3, puncte, puncte, să zicem omega T și aici punem P1, pe P2, pe puncte, puncte, hai să zic și P3, puncte, puncte, pt. astea puse împreună alcătuiesc ceea ce se numește o variabilă aleatoare pe care o notez aici cu X mare. Uh, oricărei variabile aleatoare i se asociază o funcție de repartiție. Care funcție de repartiție este această funcție f mare de aici, ce va fi extrem de importantă în ceea ce urmează. Dar ea trebuie înțeleasă corect, pentru că, vedeți, avem funcția de repartiție f mare asociată variabilei aleatoare x mare, este o funcție de x mic, deci Încercați să nu le amestecați aici. Ideea este asta: că noi avem f mare x de x mic este egal cu probabilitatea ca x mare să fie mai mic ca x pentru orice x aparține lui R. Ce înțelegem din chestia asta? Păi, asta ne spune că din evenimentele noastre, atenție că aici aceste x mic sunt evenimente. Deci aici e vorba despre evenimente. Și în cuvinte, această funcție de repartiție ne spune că, ne calculează care este probabilitatea ca valorile evenimentelor, deci de pe prima linie, să fie cel mult acest x mic. Și asta o să vedem în exerciții în cele ce urmează, dar e foarte important să înțelegeți chestia asta, că funcția de repartiție are această proprietate de acumulare. Este o funcție crescătoare, ceea ce înseamnă că în momentul în care am ajuns, de exemplu, la evenimentul Omega 3, acestea sunt niște încercări succesive. Deci dacă am ajuns la Omega 3, eu știu că înainte am încercat Omega 1 și Omega 2. Asta e foarte important la variabile aleatoare, de aceea F mare funcția de repartiție este o funcție crescătoare deoarece ea acumulează. Avem aceste proprietăți care sunt echivalente cu condiția de normare și practic în același timp ne instanțiază evenimentul imposibil și evenimentul sigur, Limita când x tinde la minus infinit din fx de x, ce ar însemna? Păi câtă vreme funcția de repartiție acumulează, limita la minus infinit înseamnă că n-a apucat să se întâmple nimic. Limita când x tinde la minus infinit, x-ul codează evenimentele, deci țineți cont de chestia asta, x mic codează evenimentele și atunci limită când x tinde la minus infinit din fx de x, înseamnă că n-a apucat să se întâmple niciun eveniment. Suntem la minus infinit la începutul timpului, ca să zic așa. Pe de altă parte, limită când x tinde la plus infinit din fx de x, înseamnă că am încercat deja toate evenimentele. Pentru că, încă o dată spun, funcția f mare acumulează. Dacă ai ajuns la evenimentul 300, înseamnă că înainte a epuizat evenimentele 1, 2, 3 până la 299. De aceea, limită când extinde la infinit, trebuie să facă 1, pentru că dacă facem toate experimentele, normal că trebuie să se întâmple evenimentul sigur. Asta este ideea de bază. Ok. <coughs> Și... Uh, acum vreau să discutăm un pic despre operații cu variabile aleatoare. O să vă iau direct un exemplu. Uh, Aici, e noțiunea, aici aveți noțiunile teoretice generale, dar vreau să vă explic pe acest exemplu de aici. Deci avem o variabilă x mare cu distribuția aceasta 0,02, 2, 0,4 și y cu distribuția 1,206,04. Încă o dată spun că în momentul în care s-a ajuns la evenimentul 2, înseamnă că s-au încercat deja evenimentele 0 și 1. Asta e foarte important. Și acum vreau să determinăm repartițiile variabilor x plus y, x ori y, 2 plus x, x pătrat și 3y. Cum determinăm x plus y? Păi, întâi de toate, care este codificarea evenimentelor pentru x plus y? Păi la x se pot întâmpla, se pot întâmpla evenimentele 0, 1, 2. La y se pot întâmpla evenimentele 1 și 2. În sumă vom găsi coduri de evenimente care încep cu 1, Asta e cea mai mică valoare pe care o obții din 0 din x și 1 din y. Deci vom începe cu 1, 2 îl putem obține din 0 cu 2 sau 1 cu 1, 3 îl putem obține din 1 cu 2 sau 2 cu 1 și 4 îl putem obține din 2 cu 2. Codificarea evenimentelor este aceasta: 1, 2, 3, 4. Acestea sunt evenimentele pe care le putem obține în variabila sumă. Probabilitățile se calculează în felul următor. Probabilitatea ca în x plus y să am 1, cum se calculează? Păi ca să-ți dea 1, ar trebui să ai x egal 0 și y să fie 1. Așa se poate obține 1 în sumă. Variabile aleatoare se spune că sunt independente și e foarte importantă chestia asta pentru că dacă nu se spunea nu aveam de unde să ne dăm seama din repartițiile lor. Deci pentru faptul că X și Y sunt independente, asta e egal mai departe cu probabilitatea ca X să facă 0 în cu probabilitatea ca Y să facă 1. Și în cazul nostru ne dă 0,2 înmulțit cu 0,6, adică 0,12. Deci aici avem 0,12. Mai departe, cum ne poate da în x plus y 2? Păi, poate să ne dea din 0 cu 2 sau din 1 cu 1. Deci, este probabilitatea ca X-ul să fie 0 și Y-ul să fie 2. Sau, X-ul să fie 1 și Y-ul să fie 1. Iarăși, folosind independența, astea se sparg în produs sau devine sumă. Nu are legătură cu independența, pur și simplu reuniunea se transformă în sumă în cazul acesta. Deci avem probabilitatea ca X să fie 0 înmulțit cu probabilitatea ca Y să fie 2 plus probabilitatea ca X să fie 1 înmulțit cu probabilitatea ca Y să fie 1. Și asta face X-ul face 0 cu probabilitate de 0,2, Y-ul face 2 de, cu probabilitate 0,4 plus X-ul face 1 cu 0,4, Y-ul face 1 cu 0,6. Deci aici ne dă uh, 0,08 plus 0,24, adică 0,32. Și o punem aici, 0,32, mă scuzați. La 3 se poate obține din uh, 1 cu 2 și 2 cu 1. Nu mai există altă posibilitate. Deci ca să ne dea x plus y3 trebuie să avem x egal 1 și y egal 2 sau x egal 2 și y egal 1 și asta face x-ul face 1 cu probabilitate de 0,4 y-ul face 2 cu 0,4 plus x-ul face 2 cu 0,4 y-ul face 1 cu 0,6 deci, asta este 0,16 plus 0,24, care face 0,4. Și din condiția de normare, din faptul că și x plus y este o variabilă aleatoare, putem să nu mai calculăm probabilitatea ca x plus y să facă 4, pentru că este 1 minus toate celelalte. Deci, avem aici 0,72. Și cu 0.12 înseamnă 0.84, deci aici avem 0.16. Și am epuizat, am scris toate variantele pentru X plus Y. Întrebări, comentarii? Acest exemplu simplu? Ok. Um, hai să vedem la produs. Ce avem la X înmulțit cu Y? Păi, evenimentele pe care le putem obține sunt 0, uh, uh, care îți dă când înmulțești 0 cu oricare din astea de aici, poate să-ți dea 1 când înmulțești 1 ori 1, poate să-ți dea 2 când înmulțești 1 ori 2 sau 2 ori 1, 3 n-are de unde să-ți dea, mai poate să-ți dea 4. Deci astea sunt codurile de evenimente care se obțin în produs. Și acum probabilitatea se calculează ca mai devreme. Probabilitatea ca x înmulțit cu y să facă 0 este probabilitatea ca x-ul să, 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 să fie 0 și y-ul să fie 1 sau x-ul să fie 0 și y-ul să fie 2. Și asta face x-ul e 0 cu 0,2, y-ul e 1 cu 0,6 plus. 0,2 ori 0,4. Deci, în cazul de față, ne dă 0,2. Putem să dăm factor comun 0,2, 100% și rămâne aici 0,2. Pentru că aici, practic, ce, ce constatăm? Că dacă vrem ca în x-y să se obțină 0, înseamnă că x-ul poate să fie 0 și după aceea din y pot să nu mai fac nicio alegere, că nu contează. oricât aș lua din y, rezultatul în produs tot 0 va fi de aceea ne dă uh, valoarea inițială. Și așa mai departe, deci pentru 1 ar trebui să avem 1 cu 1, deci ne dă 0,24. Ca să ne dea 2, ar trebui să avem 1 cu 2 și 2 cu 1 și ca să ne dea 4, ar trebui să avem 2 cu 2. Și aveți rezultatele aici, 04 și 06. Bun. Deci, la adunare și la înmulțire e destul de simplu. La adunare cu scalari și la înmulțire cu scalari, trebuie să fiți foarte atenți pentru că e foarte simplu, dar se poate greși destul de ușor. 2 plus x, observați că nu face altceva decât să recodeze evenimentele. Deci dacă mă uit la probabilitățile pe care le aveam în x, 0,2, 0, 4, 0, 4, tot astea, N-am făcut nimic altceva decât să recodeze evenimentele. Nu mai am evenimentele 0, 1, 2, am evenimentele 2, 3, 4. La fel la 3Y. Probabilitățile sunt în continuare 0, 6 și 0, 4, iar evenimentele nu mai sunt 1 și 2, sunt 3 și 6. Deci adunarea sau omulțirea cu scalari nu face altceva decât să-mi recodeze evenimentele. La X pătrat, aici trebuie să fim atenți pentru că avem X-ul, și, practic, facem produs cu el însuși. Am putea să spunem că asta se face, uh, uh, asta se face exact la fel ca X înmulțit cu Y. Nu e chiar așa, pentru că e vorba de X înmulțit cu el însuși. Și atunci, în X pătrat, îmi dă pătratele evenimentelor din X, dar probabilitățile sunt aceleași din X. De ce? Pentru că dacă aș fi zis ca la o, o, produsul xy, probabilitatea ca, de exemplu, dacă vreau să-mi dea 2, de ce nu se poate ca x pătrat să facă 2? De ce nu pot să calculez chestia asta? Păi pentru că dacă vreau x pătrat să facă 2, ar trebui să zic e probabilitatea ca x-ul să facă uh, uh, 1 și tot x să facă 2. Păi cum adică? Așa ceva nu se poate. Deci asta este imposibil. Pentru faptul că este vorba despre una și aceeași variabilă. Deci prin ridicare la pătrat, se ridică la pătrat evenimentele pentru că nu se pot întâmpla decât evenimentele care sunt pătratele evenimentelor inițiale. Iar probabilitățile rămân la fel. În cazul acesta, avem aceeași valoare. Ok. Întrebări, comentarii? În regulă, avansăm și discutăm, adică introduc această funcție de medie care se mai numește așteptare, de aceea se mai notează cu E de la expectancy sau cum i-a spus Luminița în notițele de curs, speranța matematică. Deci, așteptarea unei variabile aleatoare X, care se mai notează și cu M de X, este tot aia cu media, este sumă din XN pe N. Deci, e produsul între evenimente și probabilitățile asociate. Aici, de exemplu, hai să calculăm pentru x-ul de mai devreme. Eu am avut x-ul ăsta, 0, 1, 2 și 0, 04. 0, 4, 0 4. Dacă vreau media lui x, asta înseamnă 0 ori 0,2 plus 1 ori 0,4 plus 2 ori 0,4. Și asta face... Asta e 0, aici e 0.4, aici e 0.8, deci este 1.2. Acum, vă rog să-mi interpretați această situație mai precis. Vă rog să-mi spuneți cum vă explicați sau uh, uh, cum, cum argumentați că acest eveniment, care totuși are o probabilitate nenulă, a ajuns să nu conteze în medie și cum interpretați această, această, valoare obținută pentru medie. Deci, formulați dacă vreți cum era în școala generală, vi se dădea rezultatul și să cerea să faceți voi enunțul. Formulați o problemă care să fie modelată de această variabilă aleatoare care să aibă această medie. Să, să văd, dacă, să văd cum înțelegeți voi calculul pe care l-am făcut. nimeni nicio idee? Facem calcul așa și nu știm ce reprezintă? Mă gândesc că seamănă într-un fel cu media ponderată. Da, ok. Înțeleg de ce o spui asta. Acum, ca să mă lămurești că ai înțeles despre ce e vorba, ți-am zis, bine ar fi să formulezi un fel de enunț care, nu știu, dăm niște exemple de evenimente și cum explici că media situazioni rispettivamente 1,2. Io men Uite, ce vă scapă vouă, am eu impresia, este că uitați că evenimentele și funcția de repartiție care apare aici, am spus că este o funcție care acumulează. Deci, evenimentele acestea de aici ar trebui înțelese în sensul următor. Evenimentul 0 înseamnă că nu s-a întâmplat nimic, evenimentul 1 înseamnă că s-a întâmplat ceva, să zicem, odată, și evenimentul 2 înseamnă că s-a întâmplat ceva de două ori. Vă dau un exemplu concret. Să zicem că uh, unul dintre părinții voștri pleacă la piață, vă e poftă de, nu știu, căpșune, să spunem, dar nu-i spuneți. Și vă gândiți care e probabilitatea ca odată ajuns la piață, părintele vostru să cumpere... Uh, căpșune știind că, nu știu, nu are bani decât de cel mult 2 kilograme. Că, na, sau trebuia să zic cireșe ca să fie foarte scumpe. În fine. Uh, și atunci evenimentele astea înseamnă în felul următor. 0 este evenimentul care spune că părintele vostru s-a întors de la piață fără să cumpere fructe. 1 înseamnă că va cumpărat un kilogram de fructe. 2 înseamnă că va cumpărat 2 kilograme de fructe. Asta ar fi un fel de explicație și aici iarăși insist pe chestia asta că funcția asta acumulează, deci informațiile de aici sunt cumulative. Dacă vine de la piață cu 2 kg, înseamnă că, mă rog, a cumpărat deja un kilogram și pe lângă ala a mai cumpărat încă unul. Iar valoarea medie pe care am obținut-o aici este știind că, să spunem, 20% sunt 20% șanse să nu vă cumpere nimic. 40% șanse să vă ia un kill de cirește căpșune uh, și 40% șanse să vă ia două kg. Atunci puteți să fiți fericiți pentru că vă așteptați să vină de la piață cu 1,2 kg în medie. Despre asta este vorba. Adică, uh, deși, mă rog, 1,2 nu este una dintre opțiunile de aici, Valoarea aceasta medie îmi spune că mă aștept să, să vină cu 1,2 kg de la piață. Deci este practic, dacă vreți, aici, ca un fel de roata norocului, așa, în care aveți trei uh, marcaje, un 0, un 1 și un 2. Și să spunem că acul roții norocului are 20% șanse să se oprească la 0, 40% șanse la 1, 40% șanse la 2. Uh, și dați, rotiți roata, practic, uh, media aceasta de 1,2 vă spune că cel mai probabil acul o să se oprească undeva aici. Adică dincolo de 1. asta este modul în care se poate înțelege un calcul de genul acesta. Și asta, asta e destul de important, așa că o să mai întâlnim interpretări în uh, exercițiile care urmează. Uh, întrebări, comentarii? Ok, această noțiune de uh, dispersie ne arată, cu ajutorul ei se poate calcula ceea ce se numește abaterea medie pătratică. Uh, ea ne arată cât de împrăștiate sunt valorile față de medie. Și o să întâlnim cel mai, mă rog, cel mai faimos exemplu este așa numitul clopot al lui Gauss sau distribuția normală, care arată ceva de genul acesta. Asta este distribuția normală sau Gauss care are media aici și poate ați întâlnit un liceu dacă vă spuneau profesorii că dacă notele de la nu știu ce test urmează această repartiție gaussiană, se cheamă că profesorul și-a făcut treaba pentru că această repartiție ne spune că majoritatea colegilor voștri au obținut note în jur de 5, foarte puțini au obținut note foarte mici, foarte puțini au obținut note foarte mari. Și asta este o situație în care abaterea medie pătratică este destul de mică pentru că observați majoritatea valorilor sunt în jurul mediei. Pe de altă parte, repartiția uniformă repartiția uniformă care este o constantă Repartiția uniformă face exact așa ce îi spune numele. Ai un anumit interval și repartizezi acolo niște evenimente uniform. Adică probabilitățile sunt toate egale să-ți pice uh, un eveniment în oricare subinterval. Și atunci, această repartiție uniformă se definește de obicei pe un anumit interval AB și ea are funcția de repartiție pe care o să vedem după pauză o constantă. Media, bineînțeles că este egală cu această constantă, dar din punct de vedere al dispersiei, nu aflăm nimic. Că, na, aici sunt toate împrășteate în același loc. Adică, cu alte cuvinte, deoarece media însăși este acest, acest segment de aici, nu aflăm nimic. Câte sunt în jurul mediei? Păi, na, toate. Înțelegeți? Adică, asta e modul în care putem interpreta în cuvinte uh, importanța uh, dispersiei. Ok, și vă dau doar uh, două exemple. Că spuneam că aceste variabile aleatoare discrete sunt în strânsă legătură cu schemele clas clasice de probabilitate, anume repartiția binomială, care coincide cu schema lui Bernoulli, pe care ați văzut-o astăzi. Cum îmi dau seama că se aplică repartiția binomială într-un exercițiu? Păi, am doar o singură posibilitate. Să dacă vreți, două posibilități. Ori se întâmplă evenimentul X, ori nu se întâmplă. Și dacă, se, dacă, dacă problema poate fi formalizată în felul acesta, atunci se aplică repartiția binomială sau Bernoulli. Avantajul la aceste scheme clasice de probabilitate și la repartiții clasice, atât pe cazul discret cât și pe cazul continuu, este că avem aceste formule pentru probabilități, așteptare și dispersie, pe care le puteți folosi direct la examen. Deci, v-ați dat seama că un exercițiu se potrivește în repartiția binomială? Ok, bun. Aplici ei formulele de aici în funcție de ce ți se cere. Deci, pe asta nu insist, pentru că ați avut-o și la temă, e ceva cunoscut, repartiția binomială sau Bernoulli. Noutățile ar fi formularea cu ajutorul variabilor aleatoare. Um, mai ne interesează repartiția Poisson, care se caracterizează printr-un parametru, deci se spune repartiție Poisson de parametru lambda egal a atâta, iar acest parametru se dovedește a fi uh, media variabilei. Deci, uh, în momentul în care știi parametrul corespunzător repartiției Poisson, practic îi știi media. Și pe probabilitatea să se întâmple nu știu ce e dat de formula aceasta de aici. Mai sunt și altele, așa cum vedeți aici, dar o să insist și cel mai probabil și pentru examen, cele mai importante sunt binomială și Poisson pentru cazul discret. Ok. Cazul continuu lăsăm după aceea. Deocamdată, Vreau să discutăm din exercițiile pe care le aveți practic gata rezolvate aici. O să vi le explic eu după pauză o parte dintre ele, nu pe toate, adică vreau să, vreau să vă familiarizați cu repartiția binomială când se potrivește și o să discutăm exercițiile 1 și 2. La 3 avem probabilități condiționate, deci o să vreau să discutăm și 3-ul, și vreau să mai discutăm poisson. Pe care l-aveți aici la exercițiu 4. Mă rog, și la 5, dar la 4 e un pic mai interesant din punctul meu de vedere. Deci, asta o să facem după pauză, plus uh, uh, cazul continuu. Ok. Da, cam asta, cam asta aș propune. Sunt întrebări, comentarii înainte de pauză? În regulă. atunci continuăm cu ce am zis peste aproximativ 10 minute. Ok, de deci să luăm. <coughs> să discutăm din um, uh, exercițiile acestea de la cazul discret. Nu să, adică, na, nu să cite, vă citez rezolvarea sau ceva de genul ăsta, dar aș vrea totuși să discutăm o parte dintre ele, pentru că vă arată, să zic așa, modul de utilizare al um, acestor distribuții binomială și Poisson în special. De asemenea, mai sunt și niște subpuncte pe acolo un pic mai, mai dificile și de aceea vreau să le discutăm. Ok, deci prima întrebare la care ar trebui să răspundem în momentul în care citim un exercițiu cu variabile aleatoare, fie că este cazul discret, fie că este cazul continuu, este ce distribuție folosim. Pentru că dacă știm distribuția, după aia putem să ne uităm frumos în lista de formule, știm media, știm dispersia, știm funcția de repartiție și așa mai departe. Deci acesta este primul pas. În unele cazuri se spune explicit și acolo e cel mai bine, vom vedea că se întâmplă chestia asta în special în cazul continuu. Dar dacă nu se spune explicit, folosim diverse indicii din textul probleme ca să ne dăm seama ce fel de distribuție folosim. <coughs> La primul exercițiu zice așa. Doi parteneri egal cotați boxează 12 runde. Probabilitatea ca oricare dintre ei să câștige o rundă este 50%. Stop! Până aici știu clar că este o repartiție binomială. De ce? Nu pentru că cei doi parteneri sunt egal cotați, ci pentru că se poate întâmpla doar un singur tip de eveniment. Sau dacă vreți, uh, un eveniment și complementarul său. Faptul că oricare dintre ei are probabilitatea de 50% să câștige o rundă, înseamnă că este exclusă uh, posibilitatea remizei sau egalului. Deci, înseamnă că evenimentul este câștigă primul boxer și mai avem complementarul evenimentul. Uh, Câștigă al doilea boxer. Deci, pentru faptul că, haideți să notez aici ideile principale, exercițiile de la secțiunea 11.5.1. Avem așa, hai să zicem, boxerii A și B și avem probabilitatea P mic este 1 pe 2 să câștigă, să câștige, deci câștigă a, o rundă. Probabilitatea este pe, pe runde. Păi, deoarece probabilitatea ca oricare dintre ei să câștige este 50%, asta înseamnă că se epuizează posibilitățile și este exclus cazul remizei. Deci rezultă că mai avem Q egal tot cu 1 pe 2 câștigă B, o rundă, și atunci variabila aleatoare cu care lucrăm este alcătuită din 0, 1, 2, 3, până la 12. Și ea înseamnă câte runde, deci asta înseamnă câte runde câștigă boxerul A. Deci poate să câștige de la 0 la 12. Probabilitățile sunt P0, pe P1, pe P2, pe P3, pe puncte, puncte, P12. Fiecare dintre ele, se calculează folosind formula de la schema Bernoulli. Este combinări de 12 luate câte k, 1 supra 2 la k, 1 supra 2 la 12 minus k, ăsta este pk, deci asta am de înlocuit aici și în momentul ăsta am scris variabile aleatoare. Încă o dată spun, nu e important faptul că probabilitatea că oricare dintre ei să câștige oriunde este 50%. Deci nu asta îmi spune că este, că este o variabilă Bernoulli. Putea să fie, de exemplu, probabilitatea ca primul să câștige o rundă este de 30% și al doilea să câștige 70%. Și atunci aveam aici 3 pe 10 și aici aveam 7 pe 10. Important este că nu există cale de mijloc. Deci ori câștigă A, ori nu câștigă A. Și asta îmi spune că e Bernoulli. Păi, dacă am identificat-o, după aia n-am decât să copiez formulele. Probabilitățile le știu aici, Media este n ori p, unde n în cazul de față este 12, p-ul este 1 pe 2. Și vedem că ne dă 6, ceea ce bineînțeles că e de așteptat, adică media înseamnă câte runde mă aștept să câștige boxerul A. Păi 6. Câte mă aștept să câștige boxerul B? Tot 6, pentru că ei au șanse egale. Deci dacă aș fi avut, de exemplu, să spunem, probabilitatea că A să câștige era 33%, atunci aici îmi dădea 4 runde. Deci, în felul acesta interpretăm media de aici. Dispersia ne dă 3, este n pe q, adică 12 pe 1 pe 2 ori 1 pe 2, ceea ce iarăși nu prea e bine. Adică noi suntem în situația aceasta, media e de x este 6, dispersia este 3 ceea ce înseamnă că în jurul celor șase runde ai un plus minus 3, un fel de, nu e corect să spun că e termen de eroare, dar poate fi interpretat oarecum similar, adică, uitați-vă la ce v-am explicat aici, dispersia înseamnă cam câte evenimente sunt în jurul mediei. Și aici, practic, ne spune că în jurul lui 6 sunt 3. 3 la stânga, 3 la dreapta, păi, na, nu mai rămân prea multe. Adică, ce vreau să zic este că modul în care este distribuită această variabilă aleatoare nu e chiar particular, ne putem pierde ușor în detalii, nu putem să identificăm precis uh, diverse informații, cam, cam, cam asta vreau să zic. Bun, deci am identificat uh, distribuția, după aceea aplicăm formulele și ăsta e calculul. Întrebări, comentarii? Ok, hai să vedem și pe doi, care este aproape identic, numai că de data aceasta avem probabilitățile diferite pentru cele două evenimente, poate e un pic mai relevant în felul acesta. Deci, cum spuneam, prima grijă e să vedem ce distribuție avem la o agenție de turism 5% din persoane care au făcut rezervări renunță. Stop, gata. Mi-am dat seama că e Bernoulli pentru că este doar un singur tip de eveniment. Persoana care și-a făcut rezervare renunță sau nu renunță. Și avem o probabilitate de genul acesta. Acum depinde, depinde ce ne alegem să reprezentăm. Hai să spunem că suntem optimiști și notăm cu P probabilitatea să nu renunțe deci 5% adică 1 pe 20 este probabilitatea ca un client nu renunță ceea ce înseamnă că Q este 1 minus P adică 19 pe 20 și astea sunt evenimentele, 1 singur sau 2 depinde cum vreți să numiți și zice așa s-au făcut 100 de rezervări pentru un hotel cu 95 de locuri. Ceea ce înseamnă că variabila noastră aleatoare va avea 101 evenimente, 0, 1, 2, până la 100. Nu vă lăsați păcăliți de cele 95 de locuri din hotel. Ele folosesc în alt sens, o să vedem imediat. Variabila aleatoare are 0, 1, 2, 100 și aici avem P0, P1, P2, P100. <coughs> Um, variabila aleatoare ne spune numărul de clienți care nu renunță. Și nu uitați că are un caracter cumulativ, deci 0, 1, 2 și așa mai departe, asta înseamnă caracter cumulativ. Dacă am ajuns la 5 clienți, înseamnă că n-au renunțat nici 0, nici 1, nici 2, nici 3, nici 4. Adică am, am epuizat deja, am tratat deja cazurile 0, 1, 2, 3, 4 când am ajuns la 5. Um, ok. Acum, probabilitățile acestea pe I se calculează cu uh, formula binomială, deci este combinări de 100 luate câte i 1 supra 20 la puterea i ori 19 pe 20 la puterea 100 minus i. Depinde ce ne alegem să reprezentăm, repet, dacă vrem probabilitatea să renunțe sau să nu renunțe. Eu am ales să reprezint în felul acesta, ca se introduc aici. Și acum ne uităm exact ce ne cere. Care e probabilitatea ca toate persoanele ce se prezintă la hotel să aibă loc? Hotelul are 95 de locuri. Asta se poate traduce în felul următor care este probabilitatea ca din variabila respectivă, ăștia care nu renunță, să fie cel mult 95. Pentru că am zis mai devreme, variabila aleatoare înseamnă numărul de clienți care nu renunță. Și dacă vrea să aibă loc în hotel, trebuie X să fie mai mic sau egal cu 95. Acum, mai mic sau egal cu 95 înseamnă 0, 1, 2, 3 și așa mai departe până la 95. Sunt mult prea multe cazuri de aceea este mult mai ușor să calculăm evenimentul complementar, pentru că de la 95 mai sunt doar 5 până la 100. Astea sunt toate evenimentele. Și atunci e mai ușor să facem asta. 1 minus probabilitatea X mai mare ca 95. Pentru că asta înseamnă de fapt X mai mare ca 95 și mai mică ca 100. Și asta se poate calcula foarte ușor. Avem o sumă de la 96 până la 100 din probabilitățile uh, respective. De data aceasta mă interesează deci să să nu renunțe 96, 97, 98, 99 sau 100 de persoane. Asta este, asta este rezultatul. Ok. Întrebări, comentarii? E mord, de... Uh, e să renunți sau să nu renunțe? Asta nu am înțeles. Cine? Pe. Pe care? Asta de aici sau asta de aici? De sus. Păi de sus, am zis că asta este probabilitatea ca un client să nu renunțe. A, ah, am... Dar am luat invers. Că zice... No... No, okay, yeah, okay. Da, 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 nu... Deci am zis așa, 5% renunță. 1 pe 20 ăsta al meu... Sunt cei care renunță, vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, Radu, foarte bună observația. Probabilitatea ca un client renunță și atunci ăștia sunt clienții care renunță, vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, Radu. Ok, acum e în regulă, sper. Mai sunt alte întrebări? Ok, hai să discutăm de la exercițiu 3, mă interesează în special punctul C. Deci zice așa, la examenul de matematică, probabilitatea ca o teză să fie notată cu notă de trecere este 75%. Iarăși, mi-am dat seama imediat, este vorba despre repartiție binomială, pentru că sunt două posibilități, studentul trece sau nu trece. <laughs> e subiect sensibil, dar în fine. Ideea e că avem acest eveniment. Teza este notată cu notă de trecere sau nu? Nu se poate decât una dintre aceste posibilități. Și avem P mic este egal cu 75%, asta înseamnă că avem notă de trecere și Q mic, 25%, nu trece. Astea sunt cele două evenimente, sau unul singur, cum vreți să-l tratați, ceea ce înseamnă că avem o repartiție Bernoulli și zice așa, că se aleg la întâmplare 10 lucrări. Ceea ce înseamnă că variabila aleatoare cu care lucrăm este aceasta: 0, 1, 2, 3 puncte puncte, până la 10, pe 0, pe 1, pe 2, pe 3 până la pe 10. Și această variabilă aleatoare spune uh, câți studenți au trecut, pentru că am folosit probabilitatea 75% ca studentul să treacă. Deci, aceasta este variabila care arată uh, numărul de studenți sau, hai să zic, de lucrări. Cu notă de trecere. Și probabilitățile acestea de aici sunt cumulative. Deci, dacă mă întreb, de exemplu, că, cum mă întreb acolo, la punctul C, probabilitatea ca x mai mare să egal cu 5, asta înseamnă să treacă cel puțin 5 studenți. Păi asta fiind vorba de 5 care e la mijloc, putem să calculăm fie asta sau putem să calculăm asta. Deci e vorba de faptul că se extrag la întâmplare 10 lucrări, ceea ce înseamnă că x mai mare sau egal cu 5, de fapt înseamnă x mai mare sau egal cu 5 și mai mic sau egal cu 10. Și atunci asta se poate calcula, adică indiferent de, de metoda de calcul, să zic așa, complexitatea este cam aceea. adică Ok. Și, mă rog, se calculează foarte ușor folosind această sumă de la 5 la 10. Avem coeficienții binomiale, așa cum știți, pentru că este o repartiție binomială. Bun. Vreau să discutăm acest eveniment condiționat. Asta mă interesează în mod special. Probabilitatea ca 7 mai mic sau egal cu x mai mic sau egal cu 10 condiționat de x mai mare sau egal cu 8. Acum, Mă rog, puteți să trișați că nu vă pot vedea, dar bine ar fi să nu trișați. Nu vă uitați, deci, pe rezultatul pe care l-am obținut eu și haideți să înțelegem împreună ce ne cere de fapt aici și să vedeți dacă nu cumva puteți să dați rezultatul fără să faceți niciun calcul. Cine îmi explică ce vrea uh, acest calcul și care este rezultatul fără să folosim nicio formulă? am o rugăminte, așa, probă tehnică, să spunem. De când a fost problema cu George și Andreea, la mine încă a rămas, au rămas mânuțele ridicate la ei, deci probabil e un bug ceva la mine, dar mă tem să nu cumva să se fi stricat sistemul ăsta de ridicare de mânuță. Poate să ridice acum cineva, vă rog, de curiozitate? Nu vă pun să răspundeți, sunt doar curios că funcționează asta. Acum am ridicat eu și Radu. Uh, ok, doar pe tine te văd. Bun, atunci, uh, mersi, Andrei, uh, și Radu. Deci, atunci, în timpul pe care îl mai avem, puteți să răspundeți fără să ridicați mâna, că se pare că am un bug la sistemul de ridicat mânuțele, deci dacă aveți idei, vă rog. Ar fi unu. De ce? Că ar fi probabilitatea ca X să fie între 7 și 10 dacă e mai mare decât 8. Uh, zi dacă am înțeles eu că așa se interpretează condiționarea asta da, 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 exact asta este, adică ne întreabă care e probabilitatea ca X-ul să fie între 7 și 10 adică cu alte cuvinte să treacă cel puțin 7 uh, studenți dar știu deja că trec cel puțin 8 pentru că uh, X între 7 și 10, asta este ce vreau să se întâmple, dar condiționarea îmi spune ceva ce s-a întâmplat deja. Deci probabilitatea asta înseamnă care e probabilitatea să treacă cel puțin 7 studenți, dacă știu că au trecut deja cel puțin 8. Păi, na, evident că asta face 1. Sau 100%. Adică, Da să ziceam că dacă înțelegem exact evenimentul, putem să dăm rezultatul fără niciun fel de uh, explicații. Și este unul din motivul pe care l-am menționat mai devreme, pentru că condiționarea este, o, este chiar mai tare decât uh, ceea ce aș vrea să se întâmple, ceea ce înseamnă că dacă x este mai mare sau egal cu 8, atunci cu siguranță x este mai mare sau egal cu 7. Deci asta e ce voiam să vedem aici. Ok, și hai să vedem cu Poisson uh, exercițiul 4. <coughs> uh, vedeți că Aici ni se spune că este repartiție Poisson, pentru că în principiu nu avem de unde să ne prindem. Putea să se dea acel parametru lambda, dar cel mai bine este să se spune explicit. Deci, avem o repartiție Poisson, dar nu știm cine este acest lambda. Din teoria de la Poisson, pe care am văzut-o mai devreme, zice că lambda este media. Păi ia să citim noi cerința. Presupunem că la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje. Nu cumva putem să deducem de aici care este media. Pentru că evenimentul în sine este convorbirea. Nu știu câte se fac, câte convorbiri se fac, deci variabile aleatoare în momentul ăsta nu pot să o scriu. Dacă o scriu, o scriu cu numere naturale, practic. Adică am aici 0, 1, 2, 3, puncte, puncte, nu știu unde mă opresc. Dar important este că evenimentul care contează aici este convorbirea. Și zice așa, la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje. Păi asta înseamnă că pentru o, o convorbire mă aștept să am 10 bruiaje. Că dacă sunt 1000 de bruiaje la 100 de convorbiri, înseamnă că am o medie de 10 bruiaje pe convorbire. Păi, bine, ăsta e lambda pentru Poisson, pentru că știm că lambda este chiar valoarea medie. Și după ce am aflat lambda, toate celelalte valori se calculează din formulele de la Poisson, deci aflarea lui lambda practic finalizează exercițiul. Dar am vrut să vă arăt acest model ca să vedem cum cum interpretăm situația Poisson. Iar la exercițiu 5 e și mai clar, pentru că și zice, într-o mină au loc în medie două accidente pe săptămână, deci lambda este 2 și avem legea Poisson. Și apoi toate celelalte se, se calculează foarte ușor. Bun, cam atât la, la cazul discret. Sper că vedeți asemănarea cu schemele clasice de probabilitate. Și dacă nu aveți alte întrebări sau comentarii, o să trecem acum la cazul continuu, unde partea teoretică o să fie mult mai scurtă. Sunt întrebări, comentarii? Nu văd mânuțe, deci dacă e ceva, spuneți vă rog. Ok. Haideți să vedem cazul continuu. Ziceam că din punct de vedere al teoriei scăpăm mai repede pentru că trecerea de la discret la continuu face ca uh, mulțimile să devină intervale, sumele să devină integrale. În principal, asta este cea mai importantă diferență care se produce. Mai devreme, noi aveam chestia asta, probabilitatea ca x mare mai mic sau egal cu x mic asta era funcția de repartiție fx de x. Asta era la discret. La continuu, avem asta. fx de x este integrală de la minus infinit la x din f de t de t, unde această funcție f mic se numește densitatea de probabilitate. Puteți să puneți între paranteze densitatea pentru că de fapt, această funcție f mic vede probabilitățile, mai pe scurt. Și atunci legătura între cele două formule ar trebui să fie imediată pentru că asta zice probabilitatea să se întâmple cel mult x mic evenimente, cel mult x mic evenimente. Iar asta tot asta calculează, pentru că face o integrală de la minus infinit, adică de la începutul timpurilor, să zic așa, de la cel mai mic eveniment pe care l-am putea calcula până la evenimentul curent. Deci este exact același lucru cu asta de aici. Și condiția de normare pe care o vedeți aici pentru f mic este exact aceeași de la cazul discret, anume că suma probabilităților trebuia să fie 1. Aici suma devine integrală, de la minus infinit la plus infinit, pentru că luăm în considerare toate evenimentele, și această integrală vreau să, facă, uh, vreau să facă 1. Deci, asta îmi spune că avem o, o funcție de probabilitate definită corect. Relația aceasta că f mare derivat este egal cu f mic, ceea ce mai poate fi scris echivalent cu f mare de x, este integrală din f de x de x. Atenție, integrală nedefinită, deci primitivă. Asta va fi foarte util în uh, cele ce urmează, și ea se derivă, deci se obține direct din uh, uh, asta de aici, adică folosind condiția de normare, ne spune că f mic la minus infinit de la 0, atunci practic rămâne uh, f mare de x egal cu f mare derivat este egal cu f mic. Dacă aplicăm formula la newton aici și derivăm. Probabilitatea ca să se întâmple între A și B evenimente este integrală de la A la B din probabilitate, funcția de probabilitate aceasta F mic, media este integrală din X ori F de X și o să ne fie foarte de folos această formulă imediat în exerciții. Două tipuri de repartiții continue sunt foarte importante aici. Repartiția normală sau gaussiană, pe care am menționat anterior, este acel clopot al lui Gauss, funcția de repartiție, scuze, densitatea de probabilitate arată în felul acesta, dar e destul de urâtă. Din fericire, mai toți parametrii care se calculează pentru repartiția normală se calculează cu ajutorul unei funcții care se numește funcția lui Laplace și în engleză asta se cheamă Cumulative Distribution Function. Dacă o căutați Laplace Function, s-ar putea să găsiți ceva, mă rog, irelevant sau să o găsiți destul de greu. Ideea de bază este că această funcție a lui Laplace se găsește tabelată pe internet, puteți să găsiți ce valori vreți, și în momentul în care am un exercițiu și răspunsul la exercițiu este în funcție de fi mare, se cheamă că am terminat exercițiul. Că dacă zic că este fi mare de 1,2 sau de 0,5 sau ceva, s-a terminat. Este ca la funcțiile beta și gamma, sau dacă îți dă un sinus de 3, sau un logaritm din 5 sau ceva de genul acesta. Și funcția asta lui Laplace e foarte utilă pentru a găsi funcția de repartiție și probabilitățile, așa cum vedeți aici. O altă repartiție este cea pe care am menționat-o anterior, anume repartiția uniformă, care are această densitate de probabilitate. Vedeți că este constantă pe intervalul AB și aici se știe media și dispersia. Celelalte sunt mai puțin utilizate, ca să zic așa, și o să ne descurcăm deocamdată doar cu acestea. Hai să vedem acum de la exercițiile propuse. Să încercăm să rezolvăm măcar vreo două de aici. Deci de la secțiunea 11.6, exercițiu 1. Zice așa, dacă efectuăm o măsurătoare, rezultatul este cuprins între valorile K și K plus 1, atunci le aproximăm cu K plus 1 pe 2. Și zice că X are o repartiție uniformă pe minus 1 pe 2, 1 pe 2, unde x asta reprezintă eroarea de măsurare. Știu că este uniformă și mă întreabă care este probabilitatea ca x să fie mai mare ca 1 pe 4. Acum, nu mai avem timp de pauză de lucru, astfel că vă rog să vă gândiți și în momentul în care aveți o idee, vă ascult cum calculăm. Nu văd mânuțe sus, deci puteți să răspundeți direct. De la 1, pe 4, la 1, pe 2, din, uh, din 1. Din 1, dar trebuie să-mi zici cum l-ai obținut, adică să înțeleagă și colegii tăi. Păi, practic am calculat funcția de repartiție și era f, f mic de x este uh, uh, 1 supra. B minus A ar fi din formula, adică 1 pe 2 minus minus 1 pe 2, adică de acord, 1. De acord. Așa, și 0 în rest, Și da? 0 în rest. Da. da. Și, practic, probabilitatea ca X să fie mai mare strict decât 1 pe 4 e, e integrala, mă rog, de la ar fi de la 0 la, mă rog, de la 1 pe 4 la infinit, da având în vedere că e 0 încolo, da, exact, așa. No. Da, corect. Are dreptate, Florin. Deci, mai mare ca 1 pe 4 înseamnă de la 1 pe 4 încolo. Dar, de fapt, așa cum ne arată exercițiul, funcția este 0 de la 1 pe 2 încolo. Deci, de fapt, rămâne integrală de la 1 pe 4 la 1 pe 2. Din f de x asta face 1, deci din dx, adică 1 pe 4. Și asta este un exemplu foarte simplu. Acum, <coughs> Dacă vrem să complicăm un pic problema și să ținem cont în același timp de noțiuni practice, eroarea de măsurare atunci când faceți o lucrare practică de laborator, eroarea poate să fie și pozitivă și negativă și se ia în modul. Adică, de exemplu, dacă avem o eroare de forma minus 0,6, să spunem, putem să considerăm că asta intră în calculul eroare mai mare ca 1 pe 4, pentru că uh, înseamnă că ai greșit cu mai puțin, dar cât de departe ai fost de măsuratoarea exactă, adică modulul erorii, este tot mai mare ca 1 pe 4. Și atunci, dacă, dacă ar fi să ținem cont de considerații practice, o să zic așa, practic, deci s-a terminat exercițiul de atâta. Acum vă explic o mică variație, dacă ar fi să ținem cont de considerații practice. Eroarea de măsurare de obicei se calculează în modul și atunci noi vrem modul din Epsilon care notează eroarea să fie mai mare ca 1 pe 4. Epsilon ăsta poate să fie între minus 1 pe 2 și 1 pe 2, ceea ce înseamnă că noi vrem să calculăm probabilitatea ca eroarea să fie mai mare ca 1 pe 4 sau asta e sau logic aici x mai mic decât minus 1 pe 4 și putem să fim și mai expliciți aici pentru că valorile repet sunt numai între minus 1 pe 2 și 1 pe 2 deci asta este x mai mare ca 1 pe 4 și mai mic ca 1 pe mai mic ca minus 1 pe 2 pardon. Uh, nu, vorbesc prostii, mai mare ca 1 pe 4 și mai mic ca 1 pe 2, fără minus. Așa. Uh, și, scuze, am pus și trebuia sau. Mă scuzați. Uh, sau, uh, x-ul să fie mai mic decât minus 1 pe 4 și mai mare decât minus 1 pe 2. Și atunci, ce am avea de calculat ar fi două integrale, anume integrală de la uh, 1 pe 4 la 1 pe 2 din f de x de x de x plus integrală de la uh, minus 1 pe 2 la minus 1 pe 4 din fx de x de x. Asta ar fi o alternativă în cazul în care ținem cont și de considerații practice, numai că, mă rog, exercițiul ne, ne lasă această libertate să nu, să nu facem asta. Ok, întrebări, comentarii? Bun, hai să vedem exercițiul 2. <coughs> zice așa, avem variabila x care este distribuită uniform pe minus 1, 1 și zice, determinați densitățile de probabilitate, mediile și dispersiile pentru y care este 2x și plus 1 și z care este 2x pătrat și plus 1. Deocamdată să determinăm densitățile de probabilitate, pentru că după aceea, mediile și dispersiile se determină foarte ușor. Pentru această relație de gradul întâi, avem o formulă pe care putem să o folosim direct. Vă spuneam eu că o să o folosim în exerciții ca să nu ne chinuim, că o să vedeți că ne chinuim destul la acel Z. Um, e vorba de asta de aici. Deci, întâi toate hai să scriem uh, fx de x, adică densitatea de probabilitate pentru variabila x mare, care este acel 1 supra b minus a, adică 1 pe 2 pentru x aparține lui minus 1, 1, poate fi închis, poate să fie deschis aici, nu contează, și 0 în rest. Și pentru variabila y, deci deoarece y este 2x plus 1, avem că a mic este 2, b mic este 1, și va rezulta că f y de x este 1 supra 2 f de x minus 1 pe 2. fx de x minus 1 pe 2. Bun, acum, întrebarea este cât e ăsta? Cât e f, fx de x minus 1 pe 2? Pentru că, după cum vedeți mai sus, fx de x poate să facă ori 1 pe 2, ori 0. Și de unde știu că nu-mi 0 aici peste tot, sau aproape peste tot? Și asta se poate obține foarte ușor în felul acesta. Uh, Variabila aleatoare x este distribuită pe minus 1, 1 și cum y egal 2x plus 1 rezultă că uh, y este distribuită, deci are, uh, x aparține lui uh, minus 1-3. Da? Deci dacă iau minus 1, 1 și îl introduc în 2x plus 1, ne dă intervalul minus 1, 3. Și dacă x-ul aparține intervalului minus 1, 3, din fericire x minus 1 pe 2 se potrivește de fiecare dată, deci x minus 1 pe 2 se potrivește de fiecare dată aici. Deci înseamnă că asta o să fie 1 pe 4 pentru x de la minus 1 la 3 și 0 în rest. Asta este pentru, um, pentru Y. Ok. Întrebări, comentarii? Bun, hai să vedem și Z-ul la care o să muncim ceva. Z-ul era uh, 2X pătrat plus 1. O să trec totuși așa. Și mă interesează cât este fz de x. Sau dacă reușesc să aflu f mare z de x, tot e bine, pentru că f mare derivat este egal cu f mic. Ideea este să reușesc să aflu ori f mare, ori f mic. Și asta se poate calcula pornind de la definiția probabilității, anume că dacă vreau probabilitatea ca z mare să fie mai mic sau egal cu x, asta este f mare z de x Bun um, pentru că avem uh, adică ca să înțelegeți de unde am scos chestia asta am scos-o de aici deci f mare de x înseamnă integrală de la minus infinit la x din f de t de t și dacă considerăm uh, scriem asta, această integrală ca și cum ar fi o probabilitate avem că Probabilitatea ca z mare să fie mai mic sau egal cu x este, de fapt, f fz de, de x. Acum, z-ul este 2x pătrat plus 1. Deci z mai mic sau egal cu x mic este, de fapt, probabilitatea ca 2x pătrat plus 1 să fie mai mic sau egal cu x. Și... De aici aș vrea să-l pot exprima, să pot exprima folosindul pe X mare. Deci asta o să zic că este probabilitatea ca uh, minus radical din X mare minus 1 pe 2 mai mic sau egal cu uh, scuze, asta este X mic aici. Curc. X mic minus 1 pe 2 mai mic sau egal cu X mare mai mic sau egal cu radical din x minus 1 pe 2. N-am făcut altceva decât să-l rescriu pe ăsta, pentru că mă pregătesc să folosesc această formulă de aici. Am scris probabilitatea în felul acesta și asta ar trebui să fie integrală de la ăsta la ăsta din ă, ă, repartiția, deci din densitatea de probabilitate a lui X mic. Dar asta n-am cum să fac, sau cel puțin e mult prea complicat în cazul de față. Mai degrabă, o să folosesc din nou uh, legătura aceasta probabilității cu f mare. Deci o să zic că ăsta este egal cu f mare x de uh, radical din x minus 1, ăsta e x mic, x minus 1 pe 2, minus f mare x de minus radical din x minus 1 pe 2, ăsta este x mare. Mă deranjează destul de tare X mic și X mare ăsta și le cam încurc, dar bine că sper că îmi dau seama la timp. Ok. Bun. Acum, întrebarea este cine este uh, uh, cine este acest F mare? Păi, avem proprietatea că F mare derivat este egal cu F mic, ceea ce înseamnă că chestia asta este valabilă și pentru variabile aleatoare X. Deci, F mare X este de x este integrală din f x de x de Ăsta am dăduse, cred că, 1 pe 2. Asta era 1 pe 2. Deci asta este 1 pe integrală din 1 pe 2 dx, adică 1 pe 2x și ar trebui să pun plus o constantă, dar nu o mai pun pentru că din condiția de normare, faptul că integrala de la minus infinit la infinit o să ne trebuiască să ne dea 1, putem să alegem acea constantă egală cu 0. Deci, f mare de x este 1 pe 2 mulțit cu x. Păi înseamnă că ăsta, mă întorc aici, și este egal cu 1 pe 2 ori chestia asta, așa, și plus 1 pe 2 ori chestia asta. Deci este de fapt radical din x minus 1 pe 2. Asta de aici este f mare z de x, pentru că am anunțat de la început ce calculez eu aici este de fapt fz mare. Am aflat fz mare. Și de aici rezultă că f mic z mare de x este asta derivat. Și mă rog, se calculează derivata asta pe care nu o să o mai fac pentru că după ce aflăm chestia asta avem uh, tot ce ne trebuie. Adică ar fi, mă rog, hai să zicem 1 supra 2 radical din x minus 1 pe 2 înmulțit cu uh, 1 pe 2. Adică 1 supra 4 radical, în fine. Ok. Deci asta a fost un calcul un pic mai lunguț așa, dar am folosit legăturile între probabilitate, densitate și repartiție. Întrebări, comentarii? Ok. dacă vrem să calculăm mai departe, deci ne mai cere și media și dispersia pentru aceste, pentru aceste variabile. De fapt, aici n-am terminat chiar de tot. Ar trebui să, să zic cât este fz asta cu acoladă. Deci ne dă fz de x este valoarea asta de aici, 1 supra 4 radical din x minus 1 pe 2 pentru un anumit x pe care să o scriu imediat și 0 în rest, Întrebarea cât e x-ul de aici? Păi, z-ul era 2x pătrat plus 1, iar x-ul era uniform în minus 1, 1. Și dacă ne uităm la valorile pe care le poate lua x în z, o să ne dea 1, 3. Deci, pentru minus 1, 1, când introduc în 2x pătrat plus 1, o să ne dea 1, 3. Și atunci, asta este ceea ce se obține pentru, pentru z. Ok, Observați că nu mai este o uh, distribuție uniformă, dar uh, nici nu contează. Adică, dată fiind formula de calcul pentru acest Z, nu ne așteptăm neapărat să rămână o distribuție uniformă, pentru că până la urmă am făcut un produs de distribuție uniformă. Dispersia se calculează cu formula... Cu... De fapt, înainte de dispersie, uh, aș putea să calculez media. Da. Media pentru X. X-ul este uniformă. Media pentru X este A plus B pe 2. Adică minus 1 plus 1 pe 2 este 0 și uh, nu avem ce să facem mai departe. Uh, dispersia pentru X este media lui X pătrat minus media lui X totul la pătrat. Dar se mai poate calcula și ca media lui x minus media lui x. Și um, în cazul de față, aici ne dă x și deci încă o dată media lui x, asta este 0. Deci x-ul ăsta care este distribuit uniform pe minus -1 1, mă rog, aproape că nu dă nicio informație, are uh, media și dispersia ambele egale cu 0, nu aflăm mare lucru din ea. Um, acum pentru uh, y și z media lui Y poate fi calculată în general cu formula integrală de la minus infinit la infinit din X ori f de X. Acum, y era de la minus 1 la 3. Uh, unde? Aici. y era de la minus 1 la 3, unde face 1 pe 4. Deci asta este integrală de la minus 1 la 3 din x ori 1 pe 4 de x, adică 1 pe 4 x pătrat pe 2 de la minus 1 la 3, care face 1 pe 8 pe lângă 9 minus uh, 1, adică 8, adică 1. Deci media lui y este 1. Uh, dispersia lui y, putem să procedăm ca mai devreme, este media lui y minus media lui Y, de exemplu. Sau putem să calculăm cu ajutorul formulei de mai devreme în felul acesta, integrală de la minus infinit la infinit din x minus, ăsta este x mic, este variabila de integrare, x minus media lui y tot înmulțit cu f y de x. Deci asta este o alternativă care practic mimează chestia asta de aici, doar că este pentru dispersie. Ce, ce, am făcut aici este să folosesc... Asta e la pătrat, scuze. Pentru că, de fapt, eu am folosit asta. Este media lui Y minus media lui Y. La pătrat. Aici am uitat să iau la pătrat, mă scuzați. Și două oricum tot 0 facem. Ok. Și atunci asta face integrală de la minus 1 la 3 din x minus media lui y este 1, f y era 1 pe 4 și mă rog, se calculează, nu mai fac chestia asta. Similar se poate face și pentru z. Ok, ăsta ar fi așa un exercițiu ceva mai stufos, în care avem ceva de muncă, din fericire, Celelalte care sunt în listă nu ar trebui să vă ia atât de mult și o să vă dau acum niște indicații la cele care au rămas și puteți să rezolvați, adică să prezentați pe data viitoare de la 3 până la 10. Deci toate acestea de aici. Majoritatea este destul de ușoară, adică sunt aplicații imediate ale formulelor de calcul. Aici avem o repartiție normală unde se dă media și abaterea medie pătratică Probabilitatea care se cere să funcționeze cel puțin 100 de zile este probabilitatea ca x mai mare să e egal cu 100, dar nu zice unde ne oprim, atenție, deci observați că cerința nu zice că se face un studiu pe 300 de zile și din alea 300 vreau să funcționeze cel puțin 100. Zice pur și simplu probabilitatea ca bateria să funcționeze cel puțin 100 de zile, ceea ce înseamnă că o idee mai bună este să folosim evenimentul complementar iar probabilitatea ca bateria să funcționeze între 100 și 150, iarăși și clar, ă, avem probabilitatea ca X mare să fie între 100 și 150. La acest exercițiu pentru A și B, vă dau indicația de a folosi funcția lui Laplace, deci indicații 3A și B, folosiți fi mare. Pentru că fi mare, pentru distribuția normală, permite niște calcule foarte simple. La punctul C, e o noțiune de teorie pe care nu o am inclus-o în exerciții, în notițe. E o teoremă care ne dă direct răspunsul, pentru că avem aici niște cuvinte cheie, această expresie aproape sigur. Asta se leagă de o teoremă care se numește regula celor 3 sigma. Și asta zice așa, fie x o distribuție normală, x ia valori semnificative în intervalul m minus 3 sigma, m plus 3 sigma. Asta înseamnă că în exteriorul acestui interval valorile sunt neglijabile și e foarte riscant, adică în niciun caz nu mai avem o probabilitate atât de mare de 75% sau nu mai putem spune că este ceva aproape sigur. Această regulă, în exercițiu 3C, ne zice că pentru T aparține lui 120 minus 30, 120 plus 30, bateria funcționează aproape sigur. Deci, 75% ăsta pe care l-am pus aici nu este o valoare care se folosește în calcul, pentru că avem această expresie aproape sigur, care ne spune că ne interesează doar valori semnificative, deci doar valori care, cum să zic, e mai degrabă probabil să funcționeze decât nu. Și pentru asta avem această regulă care se numește regula celor 3 sigma, care se aplică numai pentru distribuții normale. Asta practic vă rezolvă 3C, dar A și B puteți să le rezolvați voi. Ok. Întrebări, comentarii la final? În regulă, atunci data viitoare puteți să prezentați oricare dintre exercițiile de aici de la 3 până la 10. Nu o să mă grăbesc prea tare să trec mai departe, adică va depinde de cum vă descurcați voi la exerciții, dacă aveți ce să uh, prezentați sau dacă nu mai rezolvăm împreună. Dar în orice caz ne așteaptă lecția de vectori aleatori, după aia încet încet ne apropiem de... Uh, statistică. Diana și uh, colega, dacă aveți nevoie de ajutor, materiale, aprobare, mai știu eu ce, putem să ținem legătura și pe e-mail sau, bineînțeles, la seminarul viitor ne puteți povesti ce și cum ați făcut dacă aveți ceva progres, ok? Da, mulțumim! Bine! Atunci, sărbătorile cu bine și ne vedem săptămâna viitoare! Toate cele bune! La revedere! La revedere! Mă rog, orice faci și tu. aștept fericit, la revedere!